Festivalul Roman nu mai primește anul acesta finanțare de la Primăria Zalău. Anii trecuți, costurile organizării acestui eveniment erau suportate atât de municipalitate cât și de Consiliul Județean. Anul acesta însă, administrația locală a decis că banii trebuie direcționați în altă parte. Problema finanțării Festivalului Roman a fost ridicată în cadrul ședinței de Consiliu Local din această lună de consilierii liberali. Aceștia au vrut să afle de ce municipalitatea nu finanțează și în 2019 organizarea evenimentului. Cu Festivalul Roman să încep, dar nu mai avem obligația pe care o aveam prin proiectul ăla pe fonduri europene și întotdeauna, în fiecare an, Festivalul Roman l-am făcut în parteneriat cu Consiliul Județean. Fiecare punea o sumă de bani. În anul acesta am apreciat că la Consiliul Județean există un buget mai consistent și că se pot descurca singuri. Deci Festivalul Roman tot va avea loc, dar va fi finanțat dintr-o singură sursă, de către Consiliul Județean. Nu știu, n-am avut discuția asta, dacă și în Zalău sau numai la Moigrad, dar eu mă refeream la finanțarea. O să am o discuție, desigur, în perioada următoare și la următoarea ședință pot să fac o informare despre Festivalul Roman. Festivalul Roman se organizează încă din 2010. În ultimii ani, acesta s-a desfășurat în aceeași perioadă cu Zilele Zalăului, o parte a activităților având loc în municipiu, iar o parte la Castrul Roman de la Moigrad.